Salut! Ce faceți, mă? Ia uite-l, mă. Ia uite, mă, artă stradală, zici că e. Păi, da? Merge? Bine, bombă. Ia, ce e asta? Ce e? Geacă, asta e, am adus-o acum. Mă, ce tare, ia-te să o probești și eu. Îți place? Da. Ha? Ia să văd. Ia, ia. Hai. Ușor, de fapt și cu geacă. Așa, ia uite. Ce-a zis, Mario? Bambolera. Băi, chiar mișto. Ai dublură la ea? Da. Avem dublură, ia uite. Ia. Cum? A, uite asta, mă. Ia uite. Ia. Dar ușor, ușor să nu cadă biluțele. Așa. Hai, poftiți, vă rog, poftiți. Da, bă. Chiar mișto ești, nebun. Băi, hai să iartă lui Johnny. Da, da. Auzi, să aveți grijă de ele, că vreau să le vând da, după aia. Da, un pic, mă. Să nu le păta, să nu... Hai, poftiți! Dan. Dan Impresar. Răspunde. Bună ziua, bună ziua, domnul Dan. Da, am strâns toată trupa, sunt toți, am reunit pe toți. Am probleme cu unul singur, dar o să o rezolv. Deci o să o rezolv, că are și el nevoie de bani, exact problema pe care v-am spus-o. V-am făcut și clipul, am făcut un clip exact cum v-am promis. O să vă placă mult de tot, chiar sunt mândru de ce a ieșit. Și vi-l trimit și... Da, vi-l trimit și după aia ne spuneți când să venim să ne vedeți. Bine, bine, domnul Dan. Vă pup. Să nu vă pup. Mă scuzați. Bun, la revedere. Numai bine. Ce mă fac, Ramona? Cu Lucky Boy s-a terminat. Nu mai am ce să fac. Eu nu înțeleg ce nu ți-a plăcut la Dani, că mi s-a părut foarte simpatic. Dani e ok, dar s-a îngrășat. Că te face parkour. Da, mă face parkour. Da. După aia l-am pe celălalt care e chelios. N-am problem cu chelioșii, dar ai văzut că are și vitiligo și da. Celălalt, pe celălalt îl caută poliția. Chiar nu pot să... Cum să fac? Nu știu, găsești tu pe altcineva. Pe cine, Ramona? Pe primii oameni care îmi intră pe ușă sau pe cine? Nu știu. Am reunit trupa. Yes! Bă, de unde te știi tu cu Travolta? Mă știu. E mică lumea asta. Ce, ai bănuiel că... M-am pus în Photoshop? Dar el te știe pe tine. Ia, siguranță, bă. Aici e cafeluța, vă mai puneți voi zahăr, dar eu zic că e bună. Bă, băieți, de ce v-am chemat eu azi aici? Ia, de ce ne-ai chemat tu aici? Pentru că vreau să vă propun ceva. Ok, eu am plecat. Nu, ascultă-mă, Emiluț, stai jos. Sunt absolut convins că o să regret. Voi știți trupa mea, da? Lucky Boys. Cum am putea să o uităm? Pentru că ne amintești fiecare zi despre ea. Și o mai și vedem aici, live. În fiecare zi. Așa. Am un impresar care vrea să împingă trupa la un festival. Bravo. Mare. Bravo. Și o apariție TV mâine. Bravo. O pui iar. Bravo. Super. Șmecher, bravo, genuțele. Numai că am o problemă. Ce e problemă? Trupa s-a dizolvat. Băieții nu mai există. Dar ce au puțit? Au murit. Nu, vă zic eu, la cum arată, s-au îngreșat și au chelit. Nu, eu cred că-i căută poliție. Tot ce ați enumerat până acum, asta s-a întâmplat. Au îmbătrânit și sunt ramoliți. N-am ce să mai fac cu ei. Tocmai de asta am nevoie de voi în locul lor. În niciun caz! Ce, ai luat-o razna? Deci numai ca idee, tu l-ai văzut vreodată pe Emil dansând? Adică ce vrei să spui, că te descurci mai bine ca mine? Absolut. Te mănânc! Ești cu tine pe ring. Sunteți proști sau orbi? Nu vedeți că am piciorul în gips? Mario, deci nu e niciun fel de problemă. Că nu dansăm ușor de aici, un pic, din șold, un pic din număr, minimalist. Eu cu vocea mai băgam și un pic de cântec și un pic de dans, coreografie. Păi seama, băieții ăștia, ei nu cântau? Ba da, cântau. Păi eu nu cânt. Păi... Eu nici atât. Eu nu vreau să mă aud cântând, dar păi să mai apar la televizor, ești nebun? Ascultați-mă puțin. E vorba de foarte mulți bani. Păi, băi, Johnny, băi, de ce nu începi tu discuția așa? Ia zi! Vocea, mai un gălbenuș de ou, niște miere, imediat coardele vocale și revin. Exact. Dacă așa se pune problema... Aia e a mea. Ia vodka, da? Hai să discutăm atunci. Ia. Câți bani? 61, 62, 63... Hai că mergi! Gata! Merge afacerea. Am vândut tot. Mai aveam puțin și vindeam și rata de rezervă. Ia uite, îți mulțumesc frumos! Letia mea, fără tine
N-aș fi făcut niciodată lucrul ăsta așa de bine. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, ne pare rău, plecăm, pentru că am vândut tot, nu mai avem pic de marfă. La revedere! Mă scuzați, ce căutați locul lui Mario? Poftim? Ce-aste, marfă de la unchiul meu! De la unchiul tău? Da! Bă, tu ești chinezul, bă! Băi, făcut să-i ochii mari și de aia nu m-am prins că ești tu. Nu sunt chinez, sunt un japonez. Nepotul chinez. Bă, tu ești, mă, unul care mă îmbogățești pe mine. Ce? Bine, și eu pe voi. Mă rog, pac, 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 pac. Pac, pac, pac. Tine nebina, era și mâine. Vreau, mâine. Haideți, mă, o dată, sunteți gata? Da, bă, eu-s gata, vin acum. Mamă, Flavius, câte... Bă, câte bine-ți vine albastru ăsta. Dar tu ai avut și fete în Benu? Nu, mă, dar așa erau ei, erau slăbuți toți. Mă strâng, mă. Păi, stă bine, chiar... Foarte tare, Emiluț. Mamă, foarte tare, mă. Ce zici? Întrebare, sumetecați sau nu? Foarte bine, așa, dar te epilezi. Nu mă epilez, nu, lasă, atunci e mai bine. Da. Ia, uite. Bă, rău, faceți o chetă, îmi dați niște bani și aia stau acasă, că vă fac de râs. Bă, ce moftic ai piciorul rupt. Bă, nu pot să dansez, bă. Oricum, e foarte simplu, că ți-am zis că e o mișcare ușoară din șold și trebuie pe minimalist. Hai să nu mai pierdem. Hai să nu mai pierdem. Încep cu tine, vrei? Da. Lasă șoldul moale. Ca să vezi cât de simplu e. Lasă moare, moale. Nu înțeleg ce înseamnă lasă șoldul. Așa, și acum plec. Da. Și cu mine odată. Simți? Simt. A? Simt, simt. Așa. Te las singur? Gata, a plecat. Hai. A luat-o. Să că eu am simțit la el aici. A luat-o. Hai, aluat, îți dau un pomn, un barbă dacă pui mâna pe mine. Bă, mai vine o dată că s-a oprit. Mai dăm un zvâc. Cum s-a oprit? Da? Nu mai știu. Flavius, e ceva neregulă la tine, n-ai cum ești. După a doua nevastă, e posibil să nu mai fie nevastă după a doua. Hai să ajutăm. Deci, bă, ascultați-mă puțin. Piesa o știți, trebuie doar la final, pe refren, pe refrenul ăsta să-l cântăm cu toți împreună. Da, suntem, ascultă un pic. Da. Eu cânt toată. Cu tine mi-e bine, era și mâine, te vreau un timp. Te vreau în sufletul meu. Ok, haideți. Tine mi-e bine, era și mâine. Te vreau în mine. Te vreau în sufletul meu. Ce? Ai fost pe cap acolo? Da, nu e bine. Poți tu pe asta? Am luat-o. Și eu ți-o dădeam jos. Nu e bine. Eu ți-o țineam ca o cuvertură așa jos. Stai mă, atunci...